când eram în clasa 8-a, aveam o colegă, Emanuela, care arăta așa cum eram noi mici, vedeam în poveștile ilustrate, în cărțile de povești ilustrate cu Ileana Cosânzana, da? Cu două cozi lungi și împletite, cu niște cireșe la capătul fiecarei codițe, cu ochii albaștri, pistruiată, și fusese trimisă de familie la oraș cu, cu un an înainte de a intra la liceu să se obișnuiască cu orașul. Chiar scutița. Da, era așa de blondă, nu, Ileana Cosânzana. Și Emanuela stătea la doi unchi de-a ei, care aveau 85 de ani fiecare. Și erau profesori. Unul dintre ei era un profesor bun, că noi dădeam cașii în zilele noastre, română și matematică atunci când intram la liceu. Deci unul dintre ei era de matematică, cred că domnul, dar doamna nu era de ajutor, era de muzică sau ceva, oricum, ceea ce nu se dădea. Într-o dimineață vine Emanuela la școală, sufocată, înroșită, a intrat în clasă, parcă o și văd, era o fetiță așa de delicată și minionă, cred că avea 1,50 m, dacă avea. A trântit ușile alea mari de la clasă și a zis, nu pot să vă spun ce am văzut azi noapte. Ce ai văzut? Unchiul meu și mătușa mea, unchiul meu și mătușa mea, n-a putut să spună. Unchiul meu și mătușa mea. Zic, dar ce ai făcut, Manuela? Deci am intrat fără să bat în camera unchiului și mătușii, destul de târziu, nu însemna în creierii dimineții, nu ca acum. Pe vremea noastră târziu însemna 10 seara, 3 dimineața, ca acum. În fine, i-a găsit pe unchiul și mătușa în vârstă de 85 de ani, făcând dragoste, chestie care a fost un enorm șoc pentru ea și un enorm șoc pentru noi. De se poate. Nu că se poate, noi nu ne puneam problema că se poate. Ne puneam problema, fiindcă noi eram la distanță de câteva luni, după discuția cu diriginta, că pentru numele lui Dumnezeu, spaima asta nu trece până mori. Despre asta era vorba. Nimic altceva. Deci trăiești cu frică până mori, știi? Că nu era foarte frică de chestia. Doamne, cum? Deci nu scap niciodată? Deci noi nici nu știam de ce anume să nu scăpăm, dar treaba e că trebuia să scăpăm.